Copiii din Comuna Horgești, județul Bacău, s-au întâlnit cu echipa JISC România, unul dintre susținătorii proiectului Servicii Comunitare pentru Copii, inițiat de UNICEF în 2015. După un drum de aproape 5 ani, vedem niște rezultate spectaculoase în comunitate, o rată de vaccinare de aproape 100%, abandonul școlar redus undeva la 1%, rata de abandon familial redusă foarte mult. De la lansarea programului, peste 45.000 de copii din județul Bacău au beneficiat de serviciile UNICEF. Programul a avut obiective precum prevenirea violenței în familie, reducerea abandonului școlar, înregistrarea copiilor la un medic de familie sau creșterea ratei de vaccinare. Autoritățile din peste 70% din comunitățile în care noi am inițiat acest proiect au decis să continue. Am reușit să ajungem la fiecare familie în parte. În Comuna Horgești, peste 700 de copii au fost ajutați de asistenții și consilierii organizației. Am avut nevoie de un act la un copil, m-a ajutat să-mi fac un ajutor social. Programul, care se desfășoară în 45 de comunități din județul Bacău, include și cursuri pentru părinți. Au înțeles pe deplin rolul pe care îl are educația în viața copiilor lor. Este important acei mici să meargă la școală, să-ți facă un rost în viață. Parteneriatul dintre JISC și UNICEF și-a pus amprenta asupra unei întregi generații de copii din județul Bacău.